Dragii mei, bine ați revenit la MedShow. Suntem azi aici și mă bucur să ne revedem și astăzi. O să vorbim, mai ales că ați avut foarte multe întrebări apropo de bolile neurodegenerative. O să vorbim despre ele cu onestitatea omului care vă spune ca de fiecare dată că nu știe de unde încep aceste boli și unde se termină. Dar avem întrebările și avem și un invitat care mie mi-e foarte drag, Vlad Ciurea, profesorul Vlad Ciurea la Universitatea Carol Davila, renumit neurochirurg și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vorbim despre creierul nostru, da. Mai sănătos sau mai puțin sănătos? Da, vă rog. Aici hai să vorbim despre structura întâi. Structura creierului. Este fascinantă. Și noi o tot studiem și o studiem și acum avem tot felul de noi metode de a aprofunda creierul, de a-l vizualiza în interior și din ce în ce suntem mai fascinați. Realmente, nu știu dacă știm 10-15% din structura exactă a creierului, ce ne-a dat Dumnezeu această formidabilă bijuterie cu care putem vorbi, gândi, certa, parlamenta, face leți, da moțiuni și așa mai departe. În fiecare secundă, creierul nostru procesează milioane și milioane de noi elemente pentru a reuși aceste fantastice activități pe care le are creierul uman. Se compune din niște celule nobile. Celula nobile se numește neuron. Neuron este celula. Acestea sunt 100 de miliarde. Miliarde. Deci avem timp să pierdem din ele pe parcurs. Putem, da. Este fantastic. Miliarde de celule. Se pare că noi pierdem o celulă pe secundă. Deci de a început emisiunea, vă dați seama câte celule am pierdut. Deci să ne înțelegeți dacă la final suntem, părem un pic mai confuz, dar nu e cazul că avem destule. Avem destule. Este, totuși, cu aceste celule care ni le-a dat Dumnezeu, evoluția, creativitatea, putem trăi 300 de ani. Așa scrie în Biblie, acesta este adevărul din toate punctele de vedere. Dar cu toate astea și creierul obosește, chiar dacă e un organ superior, cumva. Da. Pentru că are, așa, aceste celule au un metabolism în interior, exact ca o locomotivă. Și atunci îi dai combustibil, funcționează. Combustibilul principal este oxigen, apă și glucoză. Să-i dai puțin zahăr, glucoză mă refer, nu zahăr rafinat. Și atunci celula nervoasă poate funcționa în condiții foarte bune. La un moment dat și obosește, mai ales când noi celulelor nervoase le dăm prea multe sarcini. Și atunci vin din toate părțile, se aglomerează și dintr-o dată intrăm într-un decalaj. Nu mai putem să facem față. Acest lucru se numește sindromul de burnout, care este foarte frecvent în lumea modernă, nu numai în România, în toată Europa și în toată America de Nord și Canada. Și atunci clachează și creierul. Deci trebuie să ne gândim că acest creier atât de nobil, atât de fantastic, să-l și odihnim. De fapt, în România se spune că pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Mă îndoiesc însă că cei care s-au gândit să vorbească despre neurogeneză s-au gândit întâi la pauză, ci ei s-au gândit la efervescența celulei nervoase, da, care, așa cum spuneați, face un milion de lucruri pe secundă, da, în special noi femeile, pentru că știu da, că așa este. Avem așa totuși este o superioritate în acest caz. Sunt mai rapide, mult mai rapide și mult mai, românește, mai descurcărețe cu celulele nervoase. Eu da, este zis, adevărat. Da? Da, puterea de concentrare și de decizie a bărbaților este recunoscută, dar activitatea de atenție distributivă și de bifarea mai multor elemente de la unul la altul și cu o paletă extrem de largă aparține femeilor, dovadă că toate parlamentele sunt pline de femei și de bărbați. Mai nou, pentru că s-a depășit epoca misoginismului, da, dar întorcându-mă la ideea de creier sănătos în epoca asta în care noi trăim, ce mai înseamnă un creier sănătos? Nu mai înseamnă nimic. Ah, okay. Poate că noi doi suntem sănătoși. Sau poate că nu, dar să știți că dacă e orice ar fi, voi sunteți la fel de sănătoși ca și noi și putem să facem o gașcă foarte mare. Foarte bine, așa este. Creierul sănătos înseamnă să funcționeze normal. Okay. Și atunci, dacă noi toți ne ducem dimineața, ne trezim mai devreme, mai târziu, începem o activitate, la acel loc de muncă, că ne place, că nu ne place, mie îmi place. Și mie îmi place, dar suntem norocoși, nu toată lumea e da, în locul potrivit. S-a spus Dalai Lama, dacă vrei ca să ai un creier normal, să lucrezi într-un loc care îți place ceea ce faci.
Deci, cu un creier care îți place ceea ce faci, mă duc cu plăcere la serviciu, atunci totul se desfășoară normal și curge exact ca o apă foarte, foarte frumoasă. Atunci se desfășoară. Ori creierul trebuie să funcționeze lin, fără, m-a spus dumneavoastră, fără opreri, fără cascade, fără baricade, fără ocolișuri, direct să meargă pe ceea ce știi să faci mai bine și să acumulezi mai bine în interiorul lui. E o discuție apropo de creierul sănătos. Cât anume ar trebui să doarmă un om ca să dea ocazia sistemului să-și dea shutdown cumva sau măcar să intre în stand-by? Două elemente sunt aici. Primul rând, eu cer creierului meu și a celor care mă întreabă, ca dumneavoastră și care mă spune, să doarmă 6-7 ore obligatorii. Nu este un somn continuu, dar cer să se doarmă de la ora 10 seara. În seara, în pat, oprite toate televiziunile, exact, toate știrile, toate breaking news, toate telefoanele, camera aerisită și o carte foarte frumoasă de poveste, nu de mare crimită, care să ne agite, să nu putem dormi toată noaptea. O carte foarte plăcută, relaxantă, peste seară. Iar somnul trebuie să fie, eu încerc să mă scol la 5 dimineața și reușesc. Dar acest somn este foarte bun și mă relaxează formidabil. Dacă în cursul zilei sunt momente în care îți vine să ațipești într-o ședință foarte bună și foarte interesantă, sau în Parlamentul României, acel pui de somn pare foarte curios. Acel pui de somn, precum știm cu toții, te reface imediat. Pentru că se produce în creier o hipoxie cerebrală, mai puțin oxigen a intrat. Intrând acest mai puțin oxigen, el moțeie, până când reușește ca din nou să-și pornească activitatea. De fapt, este o protejare a creierului moțeitul, mă refer la scurte perioade, ceea ce în românește se numește pui de somn, nu ca să sfore în Parlament, cum se întâmplă din nefericire. Da, acum putem înțelege de ce din când în când au nevoie de o pauză, dar noi ne-am mai întâlnit și am mai vorbit despre creier și ce-l face pe creier fericit, pentru că el, de fapt, are ca misiune de viață supraviețuirea ființei. Da. Și atunci el este un calculator absolut minunat, care are ca task final ca acest trup pe care noi îl purtăm, da, să rămână în viață. Perfect. Și creierul dirigează din toate punctele de vedere. Deci îl el dezvoltă, e mecanismul el esențial, mecanism. Nu da. Inima sau împreună nu. Cu inima cumva. Un simplu fapt am să vă spun, când o domnișoară se mărită, vedeți, dintr-o dată înflorește, este o plăcere, dintr-o dată totul este minunat, însă și domnișoara este minunată. Deci creierul îi comandă, e frumoasă, ești deșteaptă, ești sănătoasă, ești stăpâna lumii în acel moment. Deci creierul a comandat, nu altcineva, este foarte interesant acest lucru. Credeți în legătura dintre felul în care avem mindset-ul și felul în care gândim apropo de sănătate? Dacă ne spunem în mod constant că o să ne îmbolnăvim, chiar o să ne îmbolnăvim, și dacă simțim că totuși ne spunem că o să fim bine și că o să fim sănătoși, putem să comandăm oare? Da. A fost și o nuvelă foarte interesantă în care șeful vine la serviciu cam pe scurt. Astea și toți din jurul lui spun că da, nu arăți bine astăzi, dar du-te la doctor, dar ești palid. Și până la urmă, la prânz îl îmbolnăvesc. Corect. Deci până la urmă, îl convins. Și inversul. Este bine ca de dimineață să ne propunem ce avem de făcut, să le avem în căpșorul nostru, nu prescrise pe vreo hârtie, dar este mult mai bine să deja să le memorăm funcționarea memoriei și să le efectuăm în ordine gradată și continuu să spunem. Cum am spus, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, o doamnă, vreau să fiu și sănătoasă. Deci trebuie să vină și ultimul suport mental pentru creier. Să susțină și verbalizarea eventual, energia mentală. Exact. Și ce mult contează aranjamentul părului și la bărbați. Ținuta și la bărbați. Așa este, pentru că asta totuși dezvoltă partea verbală, partea oculară, partea auditivă, totul este minunat. Și când ajungi la serviciu și toată lumea spune, vadă-te, Doamne, ce frumoasă sunteți, Doamne, ce frumoasă sunteți. E altceva, încep să mă și simt, ca să zic da, așa. Așa și trebuie. Așa și trebuie și, dar uneori, totuși, în ciuda faptului că oamenii se nasc în principiu dorindu-și să fie fericiți, sănătoși, se întâmplă să apară una din bolile importante ale creierului. Și aș vrea să le punctăm și să începem să vorbim despre ele, dar întâi să punctăm care sunt bolile importante ale creierului. Ca orice organ, creierul este supus unor boli obișnuite. De exemplu, traumatismul craniocerebral. Am spus obișnuite că e traumatism, dar pentru creier este un dezastru. Pentru că dacă ai lovit sau s-a lovit capul unui om, vă dați seama ce se întâmplă. În primul creierul se zdruncină. Până acum se gândea numai la loc. Ah, s-a lovit la locul acesta, mi-a venit ieri un copilaș, s-a lovit la locul acesta, a făcut un cucui, n-ai nimic, te pup și așa. Nu. Creierul s-a zdruncinat, în zdruncinarea respectivă a creierașului s-au creat niște vibrații. Nu știm câte celule nervoase sau
dereglat. Nu știm dacă acest copilaș, care a făcut doar un simplu gugui, peste 3 sau 4 ani, nu dezvoltă o tulburare de comportament, o stare convulsivă, ca să nu spun ceva mult mai grav ca epilepsie. Deci trebuie să primim acest organ, se spune de fapt la creier, dă un touch-me, să nu cumva, nici să-l mângâiem, să așa mai, dacă mângâi creierul face epilepsie, este groaznic. Deci tot ce se poate ca să îl menajăm, deci să nu-l lovim. Traumatismul craniocerebral este foarte grav și când văd aceste accidente de circulație, mai ales cu copilași, copilași sunt foarte tineri și cu anumite elemente supraadăugate de alcool sau de droguri sau de alte lucruri, este groaznic pentru creier. Deci un creier modificat în interior ca metabolism are și un traumatism craniocerebral. Lovitura este cumplită pentru creier. Continuăm mai departe, asta sunt parte de traumatisme. Urmează a doilea bolile care toată lumea știe, bolile vasculare ale creierului. Și aici sunt cele două mari, bolile hemoragice, vasculare, s-a rupt un vas, se inundă creierul cu sânge. Creierul nu suportă sânge, nu suportă. Dacă burtica, pun în limba română, nu termenul medical, burtica suportă sângele și cât de cât te ajută și se rezolvă și așa mai departe, creierul nu suportă inundarea picăt. Inundarea creierului cu sânge de-a spune că inundația, inundația cerebrală este groaznică. Și ne și a venit și astăzi un caz, pe doctorul radiolog, pe computer scrisese inundație cerebrală. Când am văzut inundația, am și spus, este inundație, vă dați seama, inundație, tsunami. Este un tsunami în creier. Deci, un sânge le-a pătruns, ce a făcut? A distrus celulele nervoase și mai mult, face o blocaj. Creierul se drainează prin niște lichide și el curge, se numește vaspinări, este un lichid care curge. Ori dacă se blochează această scurgere, dintr-o dată, acest tsunami a produs un obstacol imens și atunci toate celulele nervoase suferă. Asta e partea de hemoragie, care accidentul vascular cerebral este groaznic. De-aia vă rog frumos, nu vă enervați. Lăsați-le cât mai calm posibil și cum spunea șefa mea, așa îmi spunea Vlad, să știi că inima este mică și fundul este mare. Puneți-le la fund dacă se poate. Dacă dar șefa mea chiar avea un fund foarte mare. Doamne ajută, ce da. Să zic, înseamnă că nu se stresa așa de ușor. Dar mă gândesc că în momentul în care se întâmplă un AVC, există și aici o gradație. E posibil ca omul respectiv să aibă șanse, fără sechele, să aibă șanse cu sechele sau să n-aibă nicio șansă. E foarte frumos ce ați spus, dar să știți că în asemenea situații sunt disperare, când vezi un creier inundat de sânge, nu știi ce să faci mai repede. Să suni la un chirurg, să chem că cel mai bun neurolog, să o iei la fugă la internist, la intensivist, la internist, la cardiolog, pentru că are o cauză. Inundația de obicei este în linie dreaptă cu hipertensiunea arterială. Tot ca boală vasculară a creierului este obstrucționare. Tot timpul spun, vasele în creier sunt așa cu degetele mele. Se închid în degete mărușe foarte puține în capăt, spre deosebire de inimă, au colaterale. Deci dacă noi ne enervăm și ne producem aceasta, este vase se închid prin spas. Și s-a produs un spas cerebral. Și de multe ori am văzut situații în care acest accident vascular, ischemic, cerebral, este tranzitor. S-a enervat persoana respectivă în timpul unei ședințe, în timpul unei dezbateri, brusc n-a putut vorbi. S-a simțit vorbirea și mâna de partea dreaptă, parcă n-a mai funcționat. Trece o perioadă, mai bea puțină apă, ia un vasodilatator și continuă. A, n-am nimic. Tocmai. Acolo tocmai că ai. Să se oprească. Sigur că da. Tocmai că ai ceva și fii atent, rezolvă. Poate că din cauza aceasta, domnii aceia din Scoția și din Irlanda consumă atât alcool tare. Păi și rușii, la fel, vodka aceea, face bine, realmente, ca vasodilatator. În doze mici, nu în doze mici și ca relaxant, apropo ca relaxant, de momente mai stresante. În momentul în care simți că există, sunt mulți dintre, chiar și colegi de-ai mei, care simt o anumită presiune în creier. Da. Adică sentimentul acela că ți explodează capul. Este o mai degrabă chestiune cardiologică sau e mai degrabă o senzație a creierului că a obosit și are nevoie de o pauză? Este o alarmă. Creierul a dat o alarmă, este nu este nici cardiologic, este de că vrei suferința cerebrală, doamnă. Și în această situație creierul splesnește, pune totul jos, stai afară, folosește un cuvânt românesc ca să fii mai relaxat și gândiți-vă la altceva. Deci este un mare semnal de alarmă, deci are și creierul interior, ca și trenul, o pârghie care se trage, atenție, nu mă mai simt bine, lăsați-mă să revin, în alte cuvinte. De obicei nu respectă. Noi tragem de noi cu bună știință, nu ne îndeamnă nimeni, vrem să performăm mai mult, vrem să fim mai buni, mai deștepți, mai capabili și uneori chiar clacăm. Și aceste nopți pierdute, lipsă de somn,
supra-solicitare, pe cafele, pe tot felul de substanțe stimulative, nu duc la nimic bun, pentru că și creierul reacționează și zice exact că acum luăm o lămâie și o stoarcem, și o stoarcem, până când reușim acest lucru. Și poate ne bazăm cumva, nu știu dacă termenul e corect folosit în contextul ăsta, pe un soi de neuroplasticitate a creierului și noi zicem, a, dorm puțin și își revine creierul. Unul că nu-l vedem, deci noi dacă am vedea efectiv, dacă s-ar putea vizualiza ce facem noi în viața noastră asupra creierului, probabil că ne-ar fi un pic mai greu să facem totul astfel încât să ajungem aproape de limită. Și probabil că ne bazăm că odihna rezolvă toate lucrurile, da. Doar că nu cred că chiar așa. Este adevărat în mare parte. Plasticitatea înseamnă că o porțiune din creier nu mai funcționează momentan, ci se odihnește. Odihnindu-se porțiunea, ce din jur preluau, preia situația. Și nu se produce ca în România, că ne certăm unii cu alții, chiar preia situația. Și zona oposită, ci din jur, imediat celulele, gruparea de celule funcționează. Este neuroplasticitatea sau un traumatism. O parte din celule sunt distruse în traumatismul craniocerebral și cele din jur preiau imediat activitatea. Dar privitor la ce a spus la odihnă este foarte importantă. Și marile probleme de boli ale creierului se realizează în lipsa de odihnă. Pentru că celula nervoasă este și ea o celulă și atunci și ea cere apă, cere oxigen, cere odihnă și în timpul odihnei celula nervoasă se curăță și se pregătește pentru o nouă zi. De aceea este bine să existe acest somn. Contează și alimentația, apropo de celula nervoasă și de metabolism? Perfect și apoi... contează, perfect este. Alimentația este esențială și din nefericire este foarte modificată în momentul de față. Acum discutăm de alimente modificate genetic. Știm ce efect vor avea? Una este stomacul, perfect, i-am umplut stomacul. Și alta este ce efect asupra celulei nervoase. Și sunt date care arată pentru substanțe care se află în semințe, în vegetale, în carnea foarte slabă, în cafea, în ciocolată, în avocado, care sunt foarte bune pentru funcția cerebrală. Astea sunt bune. Și atunci, dintre carnea, mă scuzați, cea mai low calories, cum se spune, este carnea de curcan și peștele slab. Sunt dovedite. Acestea fac bine pentru activitatea cerebrală, întotdeauna. Dacă mi-ați spus de ciocolată, atunci eu mă declar fericită. Da. Oricum da, e da. Sensul vieții și al creierului să gândească și să simtă că e fericit. De ce are nevoie de serotonină. Serotonină, care se numește neurotransmițătorul, sau cum vreți, hormonul fericirii. Da, al fericirii. Care în anumite situații e sau nu e natural? Adică vine, cum să spun eu, găsim serotonină, doar că în anumite situații o să observăm că avem o zonă, un sistem nervos ceva mai slăbit sau mai predispus la anxietate și la depresie, tocmai pentru că nu apare acest neurotransmițător în cantitatea de care suficientă, am avea nevoie. De care am avea nevoie. Și este foarte interesant că atunci când se face prima țigară, orice fumător se simte bine. Am trecut prin așa ceva. Și îmi fumam țigară de for, la primele fumuri mă simțeam extraordinar, parcă pluteam. Se desfăceau toate celulele nervoase, aveam o ideație colosală. Poftiți, descărcarea de... Și de ce v-ați oprit? Bine, în capsa dumneavoastră, că trebuie să spun nu mai fumați. Da, dar știți că noi teoretizăm cel mai bine spre deosebire de... Că așa e în viață. Bun, hai să ne ducem la bolile neurodegenerative, pentru că e complicat să... Poate că înțelegi dacă se întâmplă la o vârstă mai înaintată, dar observ că se poate întâmpla și la vârste foarte tinere și uneori nu înțelegem exact de unde apar aceste boli și după aia le luăm pe fiecare parte. Da, este un șoc, nu numai în România, în toată Europa, că noi luăm lumea civilizată a Europei, este un șoc și noi am intrat în Europa cu toate lucrurile bune și rele. Înainte cred că nu le știam. Sau se ascundeau, știi, că mai băgau sub preș. Dar acum trebuie să le spunem. Neurodegenerarea înseamnă că celulele nervoase nu mai funcționează normal. Nemai funcționează normal, aceste celule cad, sunt distruse, multe dintre ele dispar și apar bolile care noi le spunem neurodegenerative. Este un număr foarte mare de boli degenerative. De exemplu, Parkinson, boala Parkinson, boala degenerativă, boala Alzheimer, ale neurodegenerative și grupul mare în care se încadrează foarte multe, prăbușirea funcțiilor cerebrale care se numește demență. Bun. Și toate acestea afectează din nefericire, cum a spus dumneavoastră și cum ascultă toată lumea acum, persoane din ce în ce mai tinere. De ce?
Este o întrebare. Pentru că înseamnă că ceva s-a produs la nivelul metabolismului celulei nervoase. Schimbăm locurile, să știți mai bine decât mine, este adevărat. Reverse, da, un fel de reverse psychology. Da, aceasta este. La nivelul celulei nervoase nu mai funcționează bine. Deci nu mai este normal. Deci nu mai este ceea ce înțelegem noi prin mentenanța creierului. Nu mai este normal. Și medicul, neurolog, neurochirurg constată că se întâmplă ceva. În ce? În elementele simple, în vorbire, în gândire, în judecată, în mișcare, în mână, în auz, în toate. Și că se constată că nu mai merge ceva. În echilibru, vedeți câte persoane la anumite vârstă nu mai echilibru. De ce? Nu este vorba de consum de alcool, este vorba de altceva. Deci nu se mai pot coordona. Bun. Da. Uitându-ne și luându-le pe fiecare în parte, la Parkinson tendința este să spui că există un factor ereditar. Sau că mai degrabă așa ți-a fost noroc? Nu. Să încercăm să ne facem noroc. Factorul, deci 1817, boala Parkinson, James Parkinson descrie această boală și când a realizat că devii mai rigid în mișcare, mai nu reușești să le faci pe toate și dintr-o dată obiectele din mână strâmură mâinile și obiectele îți cad. Parkinson, cad obiectele din mână. Nu se mai pot controla. Vă amintiți, Führerul avea Parkinson de partea stângă și în ultimul timp, din ce în ce mai greu, datorită supra-solicitării nervoase. O boală de neurodegenerativă, vă închipuiți câte medicamente se făceau ca să-l țină și în viață și în activitate și boala să nu evolueze și totuși a evoluat. A mers în cascadă, pentru că era supra-solicitat pe o parte și avea numai vești proaste, iar pe de altă parte, toate medicamentele care încercau, înseamnă că niciunul nu realiza ceea ce dorea să oprească boala respectivă. Da, nu cred Parkinson, că, din câte poftiți. Știu, Parkinsonul, ca și celelalte boli de neurodegenerative, nu au un tratament, dar au un leac. Au un tratament de încetinire, haideți să spunem, dacă putem să prevenim, să știm, să fim destul de deștept, să prevenim. Foarte interesant. Să prevenim Parkinson. Foarte interesant. Și la Alzheimer. Păi stați să întrebăm, luăm toată lumea aceasta, unde nu sunt? Știți că Alzheimer e foarte interesant. Parkinson, Alzheimer sunt la popoarele, de exemplu, în Statele Unite. Este mult aia. În Finlanda, lumea nu știe. Finlanda e locul întâi în lume. De ce deci Finlanda? Deci ai tentat să spui că pește mult, frig? Nu. Da, ai fi spus că nu. Da. E o țară civilizată, cu nivel de trai foarte sus. Înseamnă că element genetic în zona respectivă. Posibil. Dar țările arabe, Kuwaitul, Golful, astea au foarte mult Alzheimer și au foarte și apar și Parkinson. Este foarte interesant. De ce? Lumea civilizată? E un semn de întrebare. Asta. În schimb, să luăm țări care nu au. Poftiți, Thailanda, Indonezia, India. Practic nu se știe nici de Alzheimer, nici de celelalte boli. Să zicem că nu ating vârste atât de înaintate, dar totuși, știți că au și oameni foarte longevivi, au alte boli în zona respectivă. Poate și atunci ne punem întrebarea, sigur, genetic, stil de viață? Genetic, stil de viață, alimentație, apa, toate astea concură. Dar observați că toată lumea aceasta care o spunem noi, hai să-i spunem nutrițional, corporatistă, civilizată, în care suntem și noi, toată lumea aceasta merge spre boli neurodegenerative. Doi câte doi, dar da, putem să mergem la cafea fără să mergem la boli neurodegenerative. Dar... Perfect, dar trebuie să prevenim. Noi trebuie să știm că de oprit, dacă începe o boală, nu mai poți opri, poți doar să o mai încetinești. Dar mai bine haideți să prevenim. Cum am putea face asta aici, în România? Că totuși eu mâine m-aș muta în Thailanda, poate în Indonezia, dar în Thailanda sunt de asemenea foarte bine. Și în Parkinson și în Alzheimer sunt anumiți factori care se numesc factori de risc. Și acești factori nu trebuie ca să-i avem asupra noastră, sunt multipli. Am să spun un factor foarte simplu. S-a plecat în tot continentul european și s-a pus întrebarea în ce zonă oamenii n-au aceste boli degenerative sau apar foarte rar. S-a constatat unde? În insulele grecești. Oamenii trăiesc mult, oamenii arată bine, nu arată rău, nu au boli generale. Pentru că știu să mai și stea, domnule profesor. Stai, adevărat, nu au boli generale. Pe ce se bazează? Ei mănâncă puțin, nu mănâncă mult, nu se îmbată ca ai noștri. Okay. Da. Deci alcoolul scade imunitatea, da.
Sunt niște elemente în insule, afară de foarte multe lucruri curate, plăcute. Toate acele verdețuri, uleiul, uleiul de pește, uleiurile care sunt din măsline. Corect. Ce mănâncă grecul de la bază? Puțină brânză, salată. Măsline, salată, 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 pește. Câtă carne mănâncă grecii? Vă întreb, câte carne mănâncă grecii în insule? Câtă? Mănâncă foarte puțin. Deci vedeți cu hălci, vedeți cu hălci de carne și cu pită? Nu. Unde e mâncarea grea? Și comparăm cu o țară, să nu zicem noi. Dacă vreți Transilvania cu Ungaria, avem practic aceeași țară. Unde se mănâncă sănătos, se pune pită, se pune slană, se pune ceapă, se pun toate. Foarte bune bunătățile, dar vă dați seama ce se întâmplă. Cele mai multe accidente vasculare din Europa sunt în Ungaria și în Finlanda. Deci okay. Finlanda este altceva, că sunt apropiați genetic. Dar înseamnă că alimentația din Ungaria favorizează aceste lucruri. Și în Transilvania, la fel. Și acum ne întoarcem să plecăm, să trăim bine, nu? Așa am auzit un președinte. De atunci tot trăim bine. Măcar încercăm. Încercăm. Bun, și ne întoarcem în insula grecească. I-am văzut, ei sunt foarte calmi de dimineață, nimeni nu aleargă. Nu i-am văzut pe greci vorbesc în insule, vorbim de la telefon cum vorbim noi. Deci factorul de asta. Apoi ei, dacă se certe, pe două lucruri se ceartă. Pe fotbal și pe agora, pe politică. Acolo se... Dar nu, sunt calmi. Așa, se doarme, au siestă. Foarte bun. Deci au siestă, ca și Spania. Ca și spanioli. Deci Grecia, gata, nu poți să-i deranjezi. Stau seara se... Ei, dacă luăm, pentru ei o bucurie. Este o veselie, deci o plăcere cerebrală, toate. Foarte interesant. Pentru că ați spus de bucurie, cred că e foarte important ca bucuria, în fiecare în funcție de ce înțelege, să facă parte din, să avem cumva o 5 minute de bucurie zilnic. Ar putea mai ajuta. Mult. Am mai zis 5 mult. Să fiu zgârcită, da? Mai mult. Trebuie să ne facem să noi. Să învățăm să ne bucurăm. Să ne bucurăm din orice. Ce... Te vă spun un simplu lucru. Sigur, nu toată lumea merge cu mașina la serviciu, să zicem. Doamne Dumnezeu, nu ne putem bucura trafic, să știți. Mai eu mă bucur. Pentru că plec foarte de dimineață. 6:30, 6:30, am plecat. Și primul lucru, îmi pun bucuria. Ce îmi place mie să ascult, asta m-a ascultat Modern Talking. Așa de mult mi-a plăcut. Mi-a adus aminte de tinerețe, mi-a adus aminte de când eram student tânăr și frumos, acum sunt mai tânăr. Așa. Deci lucrurile tinerețea evoluează. Deci m-am asigurat elementul de bucurie. Exact. Dintr-o dată m-am auto-bine dispus. Asta e important, e un exercițiu foarte bun. Foarte bun. Să încercăm să ne oferim nouă. Vedeți, iar ne întoarcem. Deci creierul dorește o prăjiturică, cum stomacul vrea numai decât savarină, să zicem, da. Am și uitat de savarină. Așa, creierul vrea și el o prăjiturică. Care e prăjiturica creierului? Să-i dea o veste bună, corect. Să-i spui că este frumos, să-i spui că este deștept, să-i spui că a rezolvat totul, să-i spui că mai ai un morman de dosare, dar sigur, hai să le faci, să-i spui că ai o prietenă frumoasă și deșteaptă. Chiar dacă n-ai, chiar dacă important n-ai, e să-ți imaginezi, să-ți imaginezi ai. Și să ai numai gânduri bune și numai pozitive, niciunul negativ. Chiar dacă apare o idee negativă și o să vezi un șef negru, rău și care se pune pe tine, tu vezi în forma inversă. Cum se cheamă? Că e frumos, că e înțelegător, că îți vrea bine întotdeauna. Doar... lucrurile se pot transforma. Exact. Și ca să vezi... nu pornești de la rău și rău și rău și da, rău. Da, avem tendința asta. Cum să nu? Iar noi românii nu știu din ce cauză, de a despica lucrurile. Poate că e și jumătate de genetică, din... să știți. Dimineața, jumătate din dimineață se petrece în general în toate ofisurile la discuții ce s-a făcut, ce n-a făcut Lenusa, ce trebuia să facă Costel și așa mai departe, când mergem la șeful încolonat și apare o... n-are niciun rost. Are un disconfort și o disconfort, tensiune sigur. Ciudată. Vă întreb eu dacă în circulație cineva vă vorbește la limită, ca să nu zic alte cuvinte, cel mai grav lucru să răspunzi. În niciun caz zâmbește, că așa ne-a învățat Iisus Hristos, dă o floare, merită, nu? Și atunci... chiar dacă nu merită, sau măcar ignoră. Măcar ignoră, da. Domnule profesor, mă întorc un pic la cele două boli, la Parkinson și la Alzheimer, da. Și vă mărturisesc că e pentru mine o curiozitate personală de ce ele se manifestă totuși în mod diferit, pornind de la aceeași idee că e afectat da. Metabolismul. Perfect. Unul îți ia memoria și câteodată parcă... nici nu știi cum să zici să ți se întâmple finalul, și să nu mai știi. Coordonare. Și celălalt îți ia mișcarea coordonare. Pentru că și una și alta se adresează la două substanțe care sunt neurotransmițători și care sunt în creier. Unul este dopamina și care este în Parkinson, secreția de dopamină coordonează aceste mișcări fine.
nu mai am mișcări fine ca să le fac. Nu mai pot să apuc un pahar cu apă și merg și lovesc. Ne mai coordonând dopamina, scăderea de dopamină, care este din mijlocul creierului, acolo se produce, nu se mai produce dopamină și eu nu mai pot să fac mișcarea aceasta. Iar celălalt este lipsa, de, în principal, a activității de memorie, boala uitării, și asta datorește acetilcoline, altă substanță, tot un neurotransmisător, care fibrele nervoase se unesc și fac acea numită sinapsă. O celulă nobilă are 10.000 de conexiuni, care noi le spunem sinapse. Eu sunt celula nobilă, deci cu 10.000 fac legătură. Când am primit, se numește asta Facebook. Eu am primit o știre că m-a făcut președinte României. Refuz. În clipa aceasta am primit și refuz. Eu transmit la 10.000 de oameni dintr-o dată. Facebook-ul meu. Vă dați seama cu ce viteză transmit la toți acești. Asta transmit prin sinapsă. Transmiterea se face stânga-dreapta, de la stânga-dreapta. Asta se face prin această substanță care numește acetilcolina. Ori scăderea acetilcolinei nu mai face transmisia bună, una din cauzele majore a apariției. Vreo explicație de ce nu se mai, de ce nu mai e acest neurotransmisător? Luăm premiul Nobel împreună? Aș vrea, mi-ar plăcea foarte tare, pentru că mă enervează în fiorător și cred că și pe cei am de acasă. Să vă dau un răspuns de prevenție, că am tot merg, mai bine da. Prevenim decât tratăm. Pentru că e frustrant să nu înțelegem în 2019, mâine pe lume 2020, și da. Un nivel de cercetare foarte sus, da. Cum e posibil ca câteva boli esențiale, cancerul, Parkinson, Alzheimer, demență, scleroză în plăci, să existe totuși da. Și să nu găsim o soluție. Mai mult, ați spus, existe și mai mult să fie la persoane din ce în ce mai tinere. Pentru că dacă un om are o anumită vârstă, să zicem peste 90 de ani, atunci a zis că, domnule, pe românește și-a trăit traiul și așa mai departe. Dar dacă persoana respectivă are 40 de ani, te îngrozește. Și atunci înseamnă că apare altceva. Am să vă dau răspunsul cu celula nervoasă. Eu sunt celula nervoasă, eu sunt neuron. Eu după ce am muncit o zi întreagă și mi-ați dat oxigen, apă și tot, am nevoie de odihnă. Când m-am culcat, fac nani. În clipa aceea apar niște negrișori în jurul meu. Apar, este real. Este ceea ce se întâmplă. Eu am tradus în limbajul nostru așa. Popular, mioritic. Deci apar... Negrișorii. Așa. Negrișorii se numesc celulele gliale. Și ăștia sunt foarte mulți. Eu, neuron, stăpânesc un număr mare de stăpânul inelelor, stăpânul negrișorilor. Așa. Eu. Și vin glialele acelea și mă ia. Mă curăț, este real, așa okay, se okay, întâmplă, okay, okay. Mă curăță, mă spală, îmi scoate din mine toate acele dejecte. Să zicem că face o funcție de rebu, să zicem, da. Ca să traduc. Da. Mă curăță și mă și odihnește, mă și pupă, da, îmi dă și apă, de toate. Eu stau așa ca un împăratul așa. Și mă servește exact ca la cum e baia turcească, în care te, hamam, te bagă, te spală, te face, te pune strat și între timp îți dă... Foarte interesant, îți dă dulce. Și aici îți dă dulce și la hamam îți dă dulce. Bun, te simți bine, te simți relaxat. Dar în timpul acesta, celulele gliale care vin în jurul meu de grijori, mă curăță de ce? De acele dejecte. Unul din dejectele acelea foarte importante se numesc plăcile de beta-amiloid. Așa se numesc ele. Plăcile beta-amiloid. Aceste amiloide, dacă rămân pe mine... Mă acoperă și eu nu mai funcționez. Nu mai pot să fac transmisia de care vă spuneam, nu mai pot să fac sinapsa. Deci mă blochează. Deci am nevoie de acele celule care vin la curățenie. Deci sunt obligatorii ca acele celule gliale să vină în jurul meu, negrișorii, și am nevoie, să zicem SPP că sună mai frumos, și am nevoie să mă curețe. Sunt reale. Așa se întâmplă în creierul uman. Deci eu trebuie să mă odihnesc, să spun gata, stop. Stop cadru, cum spuneți dumneavoastră, deci, stai liniștit. Deci favorizează așa. Mai puțină curățenie de aici și un neuron mai slăbit. Am spus că schimbăm ochi. Doamne ajută! Da. Și în această situație deosebită, eu a doua zi pot să, cuvântul cum se spune în ziua de astăzi, să mă concentrez, să performez. Datorită acestor mici mie soldăței aia mici, care mă curăță și mă pun în funcție și îndepărtează beta-amiloidul. Mă ajută ca să fac neurotransmisia la nivelul în sinapsă. Deci odihna, somnul real așa mai, și funcționarea acestei microcelule nu funcționează când eu sunt agitat și vreau să sar pe fereastră. Nu observați că toți, mă întorc, nu observați că toți președinții de stat și de guverne se duc în altă lume prin aceste boli neurodegenerative. Nu observați că marile personalități de la Hollywood
de la Hollywood, au avut, dacă vreți să spun și numele, au avut această boală numită, cum îi spune, că am uitat-o, boala uitării, Alzheimer. Vă întrebați de ce? Deprivare de somn. Prim. Supra-solicitare prin, cum a spus un cuvânt mai înainte, cafele, stimulente, da? Eu vreau să învăț, eu vreau să stau și așa mai departe. Deci noi, cu noi, ne facem rău. Supra-solicitarea neuronilor, și mă refer aici a creierului, da, muncind poate mai mult sau fiind mai axați, da, pe zona de carieră, e de asemenea de natură scenariul ăsta să afecteze în timp? Pentru că, da, tendința noastră e să spunem, pot munci la 20, dar și la 40 cam la fel, și sentimentul meu este că nu putem să facem. Nu că n-am fi în forță, ci că este evident că încet, încet corpul spune mai puțin, eu mai nu vă și supărați, bucură-te. Cel mai bun exemplu că pot munci și la altă vârstă, exact cum munceam, da, acum 20 de ani. Alegeți totuși programul încât să vă acordați și timpul liber necesar. Fac tot posibilul să-mi aleg timpul liber. Minunat. Și să fac ceea ce îmi place. Deci ați învățat din... aștept după ce trebuie să mă duc pe o terasă să mă uit la nu știu ce. Uite ce frumos. Da. Bun, deci... Cât mai este soare afară și nepoluat. Da, nepoluat e mai deci greu. Deci mi-asigur, da, mi-asigur o prăjiturică pentru creierul meu. Este foarte bine acest lucru, să știți. Măcar așa văd situația. Dar nu, e minunat pentru că altă variantă nu există, nu putem să funcționăm doar ca să ne bucurăm două zile în weekend, că n-ai cum. Nu, weekend nu, vedeți, toată lumea are program administrativ și de multe, multe persoane ies din weekend mai obosite decât au intrat în weekend. Da, corect, corect. Mai e o chestiune, cea care ține de mai multe feluri, tipuri de demență. Da. Există. Acolo pare că dacă la Parkinson și la Alzheimer procesul, bine, cred că și la demență e în timp. Da. La demență lucrurile par să fie mult mai radicale și mai complicate, aș zice, poate greșesc. Vedeți, grupul mare, în grupul demențelor, asta, okay, este un sac mare, în grupul demențelor, care egal, funcțiile cerebrale se lasă în jos, cum ar fi, se degradează, toate aceste demențe intră în grupul neurodegenerative. Când demența afectează, uite, zona creierului, care este zona hipocampului și care afectează memoria, îi spunem Alzheimer, că așa a fost descrisă. Când demența afectează locus niger, se numește, și afectează Parkinsonul, îi spunem Parkinson, este altă boală. Știți că există și zile internaționale. Ziua Parkinsonului, care sărbătorește cu lalele roșii, și ziua Alzheimer, care sunt diferite și toată lumea le sărbătorește. Facem tot ce putem să luptăm împotriva acestor boli. Demența, care este o afectare generală a creierului, care are foarte, foarte multe forme. Forme de demență, foarte multe sunt genetice, foarte multe, este un subiect foarte mare pe care, până la urmă, ființa umană și ea nu mai rezistă. Cum este ciroza, ficatul luptă, intră în hepatită acută, cronică și ajunge la sfârșit, îi spune ciroză cu acită, nu mai poate funcționa. Așa și creierul. Creierul la anumită vârstă nu mai poate funcționa și atunci apare senilitatea, când vedem un om cu barbă frumos și înțelept și atunci este senil, dar zici, uite, domnule, puțin le mai uită, dar este înțelept, și altul în demență în care nu mai știe ce a făcut, dar nu că se referă la Alzheimer, la tot ceea ce se întâmplă cu creierul uman, nu mai funcționează și atunci spunem că a intrat săracul în demență. Demența, spre deosebire de Parkinson și Alzheimer, dacă putem să facem o comparație, este... cum se spune, tratamentul la Parkinson și la Alzheimer poate păstra partea de simptomatologie în niște termeni cu care să poți funcționa cât de cât. La demență, odată instalată, procesul degenerativ este rapid, e evident, dacă vorbim de senilitate în zona aceea. Câți dintre noi, ca să vă răspund, la primele simptome... Care sunt primele simptome? Dacă vreți, de demență, la primele simptome de demență, am să vă spun imediat, încercăm, ne ducem la doctor, nu ne ducem. Sau dacă doctorul ne spune anumite lucruri, nu le facem. Pentru că suntem prinși, lasă, domnule, că treci. Ia, lasă-mă, da, povestea. Da, mă simt un pic rău. Mă trece, ce să ne poftiți? Și atunci funcțiile cerebrale, nu vedeți, nu mă refer la Parkinson, că am uitat, dar sunt alte funcții cerebrale. Nu mai putem coordona bine organismul, nu mai putem să ne ținem echilibru fără consum de... cum spunea domnul acela, cu cuburi de gheață, nu știu ce substanță, ca să te simți bine. Nu, fără consum de alcool. Deci, demența înseamnă că funcțiile cerebrale, toate, auzul, văzul, echilibru, mișcarea, coordonarea, gândirea, nu mai spun, judecata, critica, autocritica, toate dintr-o dată se lasă în jos. Din câte țin minte, există și personalități.
care la un moment dat nu mai realizau foarte bine și intraseră în demență. Există și asemenea, tocmai prin supra-solicitare, la anumită vârstă, supra-solicitare nervoasă. Vorbesc de personalități cunoscute ale lumii. N-a rost ca să dau exemple. Care sunt simptomele care trebuie să ne alarmeze, domnule profesor? În momentul în care, nu știu, poate... Primul rând, noi cu noi. Haideți să ne uităm în oglindă amândoi. Ne ținem de mână. Nu observați că sunt anumite zile în care zic, parcă nu sunt eu. Nu observați că anumite lucruri, parcă ieri am fost mai deștept, mai inteligent. Mai rapid în mai gândire? Mai rapid în gândire. Dar o pot spune pe seama oboselii, beau cafea... Bun, și a trecut, dar dacă n-a trecut? Dar dacă n-a trecut? Dacă constați că ce ai făcut ieri, astăzi, nu mai poți să efectuezi. Să zicem că ieri, eu fac foarte multe lucruri cu mâna stângă. Nu că sunt ambidexul, dar îmi place să le fac, că știu că așa îmi stimulez partea dreaptă. Să zicem că ieri, un lucru foarte simplu, m-am spălat pe dinți cu periuța, cu mâna stângă. Astăzi nu pot. Nu pot coordona mâna stângă. Ce s-a întâmplat? Înseamnă că aici se întâmplă ceva. Aici se întâmplă ceva. Atunci, în primul lucru, trebuie să-mi iau un repaus. Al doilea, trebuie să văd ce se întâmplă cu mine. Dacă eu... Dacă câți dintre noi, de moment, sau este real, câți dintre noi fac acest lucru? Vă întreb un lucru foarte, foarte simplu. După ce facem un drum de vreo două ore cu avion până la Paris sau până la Londra, nu mai avem voie decât cu viză, da, până așa la Londra și ne întoarcem în țară, câți dintre noi zicem, uite, m-am întors, acum eu stau liniștit, mă uit la televizor, fac o plimbare, că mai există parcuri în București și felicităm capitala care mai ține, fac o plimbare. Nu, gata, am ajuns! Acum am ajuns direct de la aeroport. Ce bagajul, fug la ăsta, am cu tare laptopul. Deci noi cu noi ne autofautăm. Deci am zburat, am fost presurizare, depresurizare. Deci i-a noi cu noi. Enorm. Sigur că vă dați seama. Dacă stă mult seama. Timp pe avion, poate că e un... Și mai sunt și distanțele lungi în care sunt aceste fusuri orare. Nu ne luăm acest repaus. În general. Ei, dacă o persoană care ani de zile a rezistat la aceste drumuri, la aceste mișcări, vine și constată că nu mai este aceeași persoană, luați-vă, vă rog, un repaus. Și la repaus am să mai spun ceva. Bine, cum luăm repaus? Foarte simplu. Ne ducem în primul parc, care e cel mai apropiat? Herăstrău. Eu stau parcul Circului. Plimbați-vă în parc. Sunt nuferi, sunt căței, sunt cățelușe, e o plăcere. O să ajutăm și ochii pentru că o să începem să vedem. Să vedem, există, da. Frunze, că avem, da, toamna, că există, exact, nuferi sau există, nu există, da, nuferi. Relaxați. Dacă lucrurile continuă, atunci trebuie să ne gândim exact la, nu fratele Google, ci un doctor în specialitate care ne poate lămuri exact ce este de făcut, pentru că sunt semne mici, semne de alarmă. Nu trebuie să ajungem ca o doamnă artistă, ca pe scenă, doată să nu... Dumnezeu, da. Și să nu recunoască nimeni, domnule, ce urea simptomele. Ba da, nu vă supărați, doamnă, că se vedea clar. Dacă s-ar fi întâmplat în fața mea, și pentru că nu avem o cultură în ale sănătății, da, și cred că e foarte bine că vorbim, da, despre lucrurile, da, astea, în fața noastră se poate întâmpla un AVC, da, și să nu-l recunoaștem. Să avem, da, senzația, trecând peste faptul că suntem uneori complet bătuți în cap, și nu avem nicio problemă cu creierul, să zicem, și ne uităm și spunem, preferăm să râdem de omul respectiv, uite cum se bâlbâie, da, ce bătrână, da, da, e. Așa este. Când de fapt femeia aceea, și, da, vorbim despre, da, Stella Popescu, așa este, Dumnezeu să o odihnească, avusese un episod, sigur, de AVC în public, în pe public, scenă. Pe scenă l-a avut, este clar. În condițiile astea propun fiecare artist să aibă un medic de proximitate. E drept. Sau măcar să explicăm oamenilor că atunci când ceva, da, este în afara, da, obișnuitului, exact. E un semn de întrebare. Deci s-a văzut clar. E cel mai bun exemplu de ceva. Vă zic lucrurile din mână. Știam, un artist știe să vorbească perfect. N-a putut vorbi. Stella Popescu nu putea fi vreodată, vreo secundă, suspectată că spontan, nu are un discurs. Era tot ceva, ceva nu mergea. Observați, m-ați întrebat semnul. Ceva nu mergea. Clipa aceea, momentul, trebuia prins. Doamnă, vă rog, eu cred că i s-a spus. Nu mă duc acasă, mă odihnesc. Nu. Trebuia dusă la un spital. Mai ținem seama și de tracasare și de vârstă și alte lucruri care se adună. E una dintre întrebările pe care le-am tot primit apropo de eventuale patologii ale creierului. Ni se întâmplă și nouă din când în când, ori să fim uituci, avansăm în vârstă, la tinerețe, dar și la maturitate, uitarea. Dacă eu uit, nu știu, uit un detaliu pe care noi doi l-am vorbit în urmă cu o zi, grav.
îmi dă, poate să mă ducă cu un semn de întrebare că... E foarte simplu, știți cum este? Eu vă dau un bun răspuns. Într-o zi discutam de un lucru care îmi place foarte mult. Se numesc despre vinuri și despre vinul roșu. Și atunci discutam de vinul roșu și spuneam, știți că există, pot să spun sau n-am voie să spun că fac reclamă, un număr de crame care spun, da, mi-a plăcut crama aceea de vin roșu, mi-a plăcut. Și la un moment dat, zic, da, este o cramă lângă Ploiești, un anumit nume, care am fost invitat de nenumărate ori. Dar nu vă puteți aduce aminte? Nu puteam aduce aminte. Nu aduceam aminte. Atunci, știți cum am mers? Prin apropiere. A mers, deci este cramă lângă dralul mare a unui domn care are un nume puțin spre ebraică, ebraică, care merge în final în Berg, Berg se numește, așa, și care a lucrat și la Wi-Fi, a fost în California și din aproape în aproape v-ați adus aminte, numele. Dar de mie mi-a trebuit un timp de câteva secunde, poate un minut, ca să din aproape să pronunț numele corect. Dar nu m-am panicat deloc. N-am luat-o ca pe ceva, că s-a întâmplat ceva. Da. Am luat-o pe o lipsă de vin roșu, probabil. Poate fi și asta un simptom și atunci să știți exact ce vă lipsește. Și am ajuns acolo. Dar să știți că așa, această memorie trebuie exersată. De aceea recomand celor care ne ascultă la această emisiune a dumneavoastră un joc de memorie. Este foarte simplu. Rebusul, perfect. Altul. De exemplu, în fiecare seară citesc istorie. Și cineva m-a întrebat de Constantin cel Mare și cum e cu creștinitatea și că el s-a creștinat și așa mai. Și atunci m-a frapat subiectul ăsta care îl mai citisem de mult. Ce s-a întâmplat? Știți că a avut un semn, prin acest semn vei învinge, a fost o cruce. Și atunci am plecat și mă uit, de obicei, ori mă uit în la rus, ori în istorie. Și într-una și într-alta, povestea m-a relaxat, că mi-a amintit toate aceste date și a fost o plăcere prin aceasta să constat că mi-aduc aminte anumite lucruri și care fac plăcere mie pentru educația mea. Și acest exercițiu de memorie este foarte bun și totdeauna spun o poveste care o face Seneca cel tânăr, tutorele lui Nero, seara, cerea soției, care era foarte, foarte tânără, așa, să-l lase în pace. Puncte, puncte. Și acest Seneca stătea întins, se uita în sus și își memora tot ce a făcut, uneori cu voce tare. În decursul zilei, tare, 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 și ce va face în decursul zilei de mâine. Acest exercițiu de memorie, ei memorau foarte mult. Așa, și pledoarele lui Cicero erau formidabile. Deci memoria se stimula. Pe când noi acum îl cheamă cu tare, pac, mă uit în Google. Da, întrebare, pentru că tot ne apropiem de final. Diferența dintre smartphone pe care putem accesa instant Google și citi orice din istorie, geografie care să ne ajute la nivel cerebral, și hârtia clasică, cartea, partea de print, de ce creierul? Unde-i creierul? Între hârtie și Google. Unde-i creierul? Trebuie să se descurce cu astea. Creierul trebuie să funcționeze. Doamne, este o frază plecată dinaintea lui Darwin și repetată de Darwin, că funcția creează organul. Așa a zis, funcția. Deci dacă eu îl folosesc mâna dreaptă, îmi creează putere în mâna dreaptă. Funcția creează organul. Așa este și cu memoria. Dacă țin memoria și îl pun pe fratele Google în față și eu cu memoria mea o las în spate, eu ruginesc, normal, nu, că nu pun deloc la funcție. Deci trebuie folosită memoria. Deci după ce mi-am făcut toate elementele de memorie și foarte calm, mi l-am expus mie sau celor din jur, la sfârșit mă uit și ce spune enciclopedia, Wikipedia și așa mai departe despre aceste lucruri reale care sunt. Adică doar mă verific. Dar studiile arată cumva că dezvoltarea creierului e mai degrabă în strânsă legătură cu partea de print și imaginația. Că dacă citim o carte, altfel imaginăm. Și vedem partea totul mult mai vizuală, facilă uneori, rapidă, e rapidă. Drept. Viitorul e online și asta va însemna viața noastră a tuturor. Perfect, și una și alta. Știți cum este? Mix. Și tu ai dreptate și tu ai dreptate. Așa este, sigur, printul și ții minte. Printul. Noi n-am vizuală. Înțelegeți, memoria vizuală, printul, tablourile, vedem print. Deci, vedem vizual, auzim muzica, deci la fel este. Deci totul se imprimă în creierul nostru. Dacă vrem să verificăm totul, ne apelăm la domnul Google și ne spune datele care sunt și nu e niciun fel de supărare. Ne împrospătează memoria. Deci să le folosim pe amândouă. De avem și două mâini. Trebuie numai una singură în care ținem pe Google. Doamne ajută! Două lucruri pe care nu le știm despre creierul nostru. Care nu știm despre ele. Lupta este foarte interesantă. Creierul a dezvoltat computerul. Știți că s-a pus întrebarea câte computere pot ca să,
să facă o fracțiune din creier. Au făcut japonezii un lucru de genul ăsta și s-a ajuns la nu știu câte case de computere ca să facă o fracțiune mică, un centimetru cub din creier. Foarte interesant. Asta este o întrebare. Deci, până unde dezvoltăm computerul? Și apoi a doua întrebare pentru viitor este că noi discutăm de inteligență artificială. Deci, data viitoare, în locul dumneavoastră va fi un robot care va pune întrebări. Mai mult, da, robotul va zâmbi, robotul va cerceta. Nu o să aibă aceeași carismă, pentru sunt că convins. Carisma nu cred că e o chestiune, da, digitală. Sunt convins. Deci robotul să aibă și carismă digitală. Da, da, se va dezvolta o altă inteligență. Până când? Până unde? Să nu fim ajungem în situația când această inteligență ne va dobărâ pe noi. Deci să rămânem în parametrii noștri. Și mă mai gândesc la faptul că dacă s-ar dezvolta inteligența artificială și am trăit mai mult printre roboții, ar avea un ascendent față de noi, că celulele lor, care nu sunt ca celulele nervoase ale creierului uman, probabil că n-ar obosi și nu, da, s-ar îmbolnăvi și n-ar ajunge la bolile. Ca și acești roboți care se folosesc în medicină și ați auzit în chirurgie Da Vinci și în care ele nu obosesc, nu tremură. Da. Da, n-au empatie cu pacientul, pacientul poate să strige și robotul vede de treabă. Acum, da, putem să rămânem cu o întrebare și vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Să rămânem, nu, cu eu întrebarea. Vreau să vă spun altceva, să facem un mesaj. Mesajul este, dragi români, folosiți-vă creierul, că aveți un creier deștept. Pentru că eu știu de la IQ-ul românesc, suntem foarte deștepți, suntem foarte perspicaci, dar suntem și foarte superficiali. Și uneori pare leneși, foarte uneori leneși. Uneori leneși. Da, câteodată e bine, dacă e să ne gândim că trebuie să fie un echilibru în toate și uneori trebuie să mai și stăm, numai să nu începem să stăm întâi, da, și după aia să ne apucăm, da, de treabă, că aici, cred că, cu prioritizare avem noi, da, din când în când câte o problemă. Vă mulțumesc din suflet, iar vouă celor care ne-ați urmărit, da, cred că e un sfat foarte bun. Să-ți folosești creierul în fiecare zi, sună foarte ironic așa, e minunat, adică nu doare, nu usură și în principiu te ajută și pe termen lung și zâmbim pentru că în principiu, știți cum e, în fața oricărei diagnostic și în fața oricărei situații complicate, e bine să nu-ți lipsească orice ar fi, măcar un gând pozitiv, pentru că în toate există o formă sau alta de rezolvare. Până data viitoare, numai bine să vă fie!